Un show incendiar cu artiști, prezentări de modă și demonstrații de make-up și hairstyling. Totul s-a întâmplat în cadrul ultimei ediții Urban Star, prezentată de colegul nostru Răzvan Botezatu. Acum vom decerna premiile de la gala Urban Star, pentru care ați venit și dumneavoastră astăzi și vă mulțumim. Vă mulțumim frumos, domnule primar. Datorită dumneavoastră, acești tineri au venit la noi în emisiune. Acesta este premiul pentru dumneavoastră. Telespectatorii au putut fi alături de toșii pe care i-au urmărit weekend de weekend la Antena 1 Constanța. În cadrul galei Urban Star au participat TNL, Chris Trace, Virtual, Vivi Petcu, Cami Hedlinger, Teodora Secui, DJ Mase, Taraful de la Palatul Copiilor, Florin Balcan, Gloria și Kay Brown. Echipa Urban Star a hotărât ca gala să se organizeze la Eforie, iar artiștii s-au simțit excelent alături de public. A fost bine pentru noi, pentru că ne-am promovat piesele, am promovat trupa TNL și asta e cel mai important. A fost foarte frumos, publicul foarte primitor, este vară, se simte, ne-am bucurat de spectacol. De-a lungul primului sezon, Urban Star nu s-au legat doar prietenii, ci și posibile colaborări și fiecare a avut ceva de învățat. Am primit și o cupă pentru participarea la emisiunea Urban Star. Chiar vă mulțumesc pentru că m-ați invitat și să sperăm că ne vedem în sezonul 2 cu multe piese noi, cu multe hituri. Tinerii au de învățat foarte multe lucruri uitându-se la voi, fiind o emisiune foarte bine organizată. Îmi pare rău că este difuzată numai local și nu și în alte județe ale țării, din păcate. Pentru că suntem la Eforie, ne vom întâlni aici la zilele orașului Eforie. Am să vin și cu alte piese mai noi, și piese personale și cover-uri. La final, artiștii au primit diplome de participare, cupe și titlul de Și eu sunt Urban Star. Asta este cupa ta, 2 secunde. Mulțumim foarte mult.